Adrian Mutu este în continuare jucătorul formației noastre. Motivul pentru care nu face parte din lotul ASEA pentru meciul cu Viitorul este că fotbalistul acuză ușoare probleme medicale la glezna piciorului drept. Infirmăm orice fel de conflict între Adrian Mutu și directorul sportiv Daniel Stanciu sau conducerea echipei noastre. Chiar dacă nu va fi în lot pentru meciul cu FC Viitorul, Adrian Mutu va fi prezent la meciul de luni de la Ovidiu pentru a-și încuraja coechipierii. Zvonurile apărute în presă sunt pure speculații, atmosfera în sânul echipei noastre fiind una absolut normală, jucătorii concentrându-se pe buna pregătire a ultimelor două meciuri rămase din această ediție de campionat. Mai mult ținem să facem precizarea că până în acest moment niciunui jucător nu i-a fost reziliat contractul de joc. Aceste informații au apărut pe site-ul ASEA Târgu Mureș.